Mai știți ce ne-a spus Liviu Dragnea despre Viorica Dăncilă acum vreo două luni când ne-a prezentat-o? A lăudat-o că e comunicativă și neconflictuală. Între timp, ne-am lămurit, normal. Comunicarea doamnei Dăncilă e la pământ din cauza unui conflict deschis cu limba română. Bă, pe unde se întâlnesc să ceartă rău de tot? Adică zilele trecute s-au întâlnit în Dâmbovița și s-au părui serios de față cu toată lumea. Astfel se explică că am venit și cu miniștrii care cred că vor putea da un răspuns punctual pe problemele care le-ați ridicat. Am toată încrederea că echipa care am venit vor găsi soluții. Și cred că cu aceste soluții veți rezolva o parte din problemele care le aveți. Au, doamna Dăncilă, sunteți bine, doamnă? Trebuia să sunați imediat la 112, să chemați salvarea, poliția, pompierii. Păi iar v-a bătut limba română în public, doamnă. Trebuie să găsiți o soluție, da? Am văzut că vă place la nebunie treaba asta cu soluțiile. Căutăm să găsim soluții. Împreună să putem să găsim și soluțiile adecvate. Încercăm să identificăm soluții și să putem să găsim soluții comune. Și să căutăm soluții, nu să venim cu soluții care de multe ori nu se pliază pe realitate. Nu, nu, și eu zic, nu se mai poate. Trebuie să luați măsuri, doamnă. Ar trebui să vorbiți cu vecina de la Videle, cu Carmen Dan, să aducă jandarmeria să vă protejeze, să amendeze limba română, că prea vă defăimează, doamnă. A obținut pentru prima dată funcții care ne va ajuta pe noi românii. Trebuie să regândim fiecare dintre noi și să gândim ca și români. Imunoglobină, din cauza lipsei de imunoglobină, a imunoglobinei. Eu tot aștept ziua în care un om se va ridica totuși din public și va spune doamnei Dăncilă, cu toată stima cuvenită, vorbește corect, agramado! Mulțumesc! Iar dacă aș fi la Ministerul Educației, aș merge și mai departe. Aș da la examene tot felul de citate din politicieni. Să le analizeze și copiii și să țină minte, să nu facă la fel. Să respecte limba română. Ce spuneți? Că s-ar enerva oamenii din politică? Ce vorbești? Vă asigur că majoritatea s-ar bucura. N-ar înțelege nimic.